Casa a leitura libera. Boldrins, pré-porta, gol! Gol, Steaua! Minutul 68, Ricky Boldrin marchează primul său gol în tricoul Stelei. O execuție la colțul scurt care îl prinde pe Lazar pe picior greșit și Steaua deschide scorul. Foarte bun șutul lui Boldrin, e adevărat, e gol de portar. Nu ai voie să te lași astfel surprins, nu a fost nici măcar lângă bară, a stat rău de tot Lazar. Și Boldrin înscrie. Ce transferuri a făcut Steaua. De Amorim marchează cu Dinamo, iar acum Boldrin marchează aici la Târgu Jiu. O nouă partidă bună făcută de Boldrin. Un mijlocaș extrem de constant ca evoluții. Nu-l vezi pe Boldrin jucând... Liberă, destul de puternic. Gol! Steaua deschide scorul în finalul primei reprize. Nimeni nu atinge acea minge. Este păcălit Silviu Lung. Cel mai aproape a fost acolo Golubovici, dar nimeni n-a atins acel balon care s-a dus la colțul lung. Și Boldrin n-are nicio problemă în a se bucura. Un jucător care înscriu în poarta fostei echipe, mă rog, sunt mai reținuți. Iată-l pe brazilianul Rick Boldrin. Centrarea sa înșelătoare, mingea se duce la bara a doua, lovește stâlpul porții, dar nu pare să fie atins. Nu, nu atins nimeni, nu. E golul lui Boldrin. Nu-l atinge, n-atinge Golubovici, dar trage om după el, Tănase și el aproape acolo, însă e o execuție foarte bună a lui Boldrin. Mariuș Mudică a lucrat foarte bine cu el la Concordia.